Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Hello Neighbor. Zilele acestea a fost anunțat un concurs în care developerii vor ca jucătorii să modeze jocul. Persoanele care fac cel mai bun mod vor câștiga niște bani. Mi se pare că sunt 3 locuri, adică 3 premii, nu știu foarte sigur asta, însă, ca oamenii să modeze jocul, developerii le-au pus la dispoziție un program cu care au acces sau prin care au acces la foarte multe obiecte din joc. Practic nu mai avem nevoie de programe și tot felul de chestii ca să te plimbi în lumea din Hello Neighbor, o faci direct din programul acesta. Cred că ei folosesc acest program și să creeze jocul, nu știu dacă e exact, ăsta e Unreal Engine, în fine, ceva de genul ăsta folosesc și ei când fac jocul și cam asta este perspectiva din care developerii creează jocul și tot așa. Însă ce am găsit interesant aici, n-am găsit eu, am văzut la mai mulți youtuberi și ce n-am văzut e cum să ajungi la chestia asta, dar până la urmă mi-am dat seama. Un cutscene din finalul jocului. Acum developerii când ne-au pus la dispoziție toate chestiile care se află în Hello Neighbor, ne-au pus la dispoziție și niște chestii care încă nu au fost lansate în joc. Țineți voi bine minte că data trecută ne băteam cu acest vecin care era foarte uriaș. Ei bine, data asta nu știm ce se află în încăperea aceasta, este o casă, suntem în exterior și aici este o fantomă foarte mare sau nu știu ce ar trebui să fie chestia asta. Sunt mai multe căsuțe pe aici și astăzi vreau să vă arăt și să mă uit și eu care-i șmecheria, pentru că sunt 100% sigur că va fi adăugat mai târziu când se lansează jocul. Avem aici un vecin care nu cred că ar trebui să apară în joc, unul care urcă pe scări normal, niște chestii, probabil camera asta e de unde vede jucătorul, poate e un cutscene sau ceva. Și el urcă aici sus pe scări, de asemenea aici este o săgeată către acest monstru, probabil te forțează să te uiți. În următoarea casă, ce mai e? Niște sunete, ok, casa asta e folosită pentru sunete. Aha, niște imagini, cred că sunt cutscene-uri sau ceva de genul acesta. Acum, ce putem face noi este să jucăm direct. Adică mă duc și apăs pe acest buton de play. Acum suntem direct în joc, este o rezoluție puțin cam ciudată, puțin blurat așa. Nu pot să modific rezoluția, m-am dus aici la setări și la grafici. Abar n-am, zice că e 1920x1080, dar nu prea pare. În fine, o să ne jucăm așa, nu contează. Avem vecinul aici care stă pe podea. Are o mașinuță, se juca cu o mașinuță sau ceva. Și dansează nebunul, uitați-vă la el. Mă, vecine, de ce ești tu așa fericit? Că data trecută ne băteam și acum ești... Opa, tropa, nu pot să intru aici. Unde naiba se duce? Ok. S-a speriat. Wow. Și se uită pe geam, vine fantoma aia. Nu, ăsta sigur e un cutscene, 100%. Probabil nu e terminat cutscene-ul, adică nu o să arate așa. Dar exact așa, știi? Probabil vor mai lucra la el, dar... Face parte dintr-un cutscene. Wow. Oh my god! Oh! A spart casa! Pe cine? Unde te duci tu? Mi se pare că noi o să fim fantoma asta, nu sunt foarte sigur. S-ar putea să fim noi fantoma sau dacă nu e vreun monstru care a fost la subsol, adică sunt atât de multe teorii cu Hello Neighbor, încât de data aceasta vecinul fuge, nu mai fugim noi, nu știu, mi se pare foarte interesant. Știi, erau multe speculații cum că vecinul ascunde o... Wow, ce s-a auzit acolo la final? Mi s-a blocat jocul. Ok, și ne dă direct de aici de unde fuge. Mai vreau să mai văd o dată și să fac liniște, că vreau să văd ce se aude. Țipa cumva vecinul? Știi, erau foarte multe Ah, da! Oh, sunt mai multe cutscene-uri? De-aia mă tot oprește și începe iar? Se joacă cu mașinile vecinul, nici măcar nu am observat. E ca un copil mic. Ok, deci aparent ce trebuie să facem noi este să-l protejăm pe vecin. Și măcar nu mă gândeam la asta. Ok, așa că vecine, vină cu aceea, ai sparge vaza. Nu știu cum naiba fac progresul ăla de adineauri. Cred că trebuie să așteptăm. Trebuie să așteptăm. Acum se duce, se uită pe geam și se sperie. Tipul ăsta vine să-l omoare. Iar nu... Ok, am greșit. Nu suntem noi tipul ăla. A spart peretele și vecinul n-are nimic. Mi se pare că din prima nu-l lovește. Dar jos de tot îl lovește. Iar acum eu fac așa și pot să urmăresc vecinul. Vedeți? Și se duce pe acolo. Vine pe aici.
Și fix în față aici mă pun. Vecine, te protejez. A lovit ăla sau nu? Cred că da. Ok, și acum vecinul pleacă iarăși. Și trebuie să-l urmărim. El intră pe niște uși. Bine, nu știu exact unde se duce. Unde te duci, vecine, zi-mi. Walk, repede. Nu. Ok, n-are nimic, n-are nimic. Ok, 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 dacă nu plânge vecinul, înseamnă că nu l-a lovit. Du-te, du-te, du-te. E uriașă casa asta. Cred că așa o să fie și la finalul jocului. Ok. Multe cutii. Oh, e un labirint. Oare aici? Unde naiba te duci? Walk, nu! Ah, la naiba! God damn it! Ok, acum țin minte unde s-a dus vecinul. La prima dată nu știam. Și încep de la zero. O să tai pe filmare pentru voi. Ar trebui să vină aici vecinul. Mi se pare că aici ne-a omorât, am pierdut una din aur. Am mai pierdut de câteva ori și nu țin minte toate locațiile. Nu știu dacă ați observat, dar eu sunt foarte înalt acum. Vecinul e scund. Cred că sunt înalt ca să-l protejez. Chestia este că eu trebuie să învăț toate locațiile și să mă duc înaintea vecinului. Și acum nu știu unde se duce. Cred că urcă pe scări. Să duce nebunul ăsta. No! Walk! Hola fix! Oh my god, cum am scris! Am primit un achievement, like father, like son. Nu știu dacă voi vedeți. Oh my god, la ultima secundă am apărut. Că dacă sunt fantomă nu merge să îl protejez. Ok. Wow, s-a întâmplat ceva cu fantoma, ați văzut? Like father, like son, de ce am primit achievement-ul ăsta? Oare vecinul e tatăl meu? Iar eu sunt copilul vecinului? Sau poate eu am fost tatăl lui și l-am protejat? Nu-mi dau seama. Oare eu am fost fantoma asta? Nu știu ce se întâmplă exact, să vă zic. A zis că s-a întâmplat ceva cu fantoma și s-a făcut înapoi mică. Oare eu am fost fantoma? Ha, nu știu. În fine. Hai să vedem. E ca un joc, ești nebun? Eu nu cred că ar trebui să putem să vedem asta, adică e finalul jocului, ce naiba. Ce părere aveți până acum? Vă place? Nu vă place? Nu uitați să lăsați butonul de like. Dacă v-a plăcut episodul, am stat foarte mult. Am stat o oră și ceva, m-am așteptat în fața calculatorului ca să pregătesc programul ăsta să funcționeze. A fost mai complicat decât credeam. Dar mă bucur foarte tare că funcționează. Nu mă gândeam că reușesc să fac să funcționeze, pentru că n-am văzut niciun videoclip pe YouTube cum să ajung la partea asta. Și ar trebui să-mi dau seama singur, oarecum. Light needs to result, nu știu ce. Rebuild. Oh, caracterul meu. Acolo e basement-ul. Nu era acolo basement-ul? Barga. Nu mai știu ce să vorbesc. Se uită pe o carte? Iese din casa vecinului și pleacă? Wait, what? Oh, s-a terminat! Cred că ăsta e finalul jocului, ești nebun? Hello neighbor created by... Acum, nu o să fie exact ăsta finalul, pentru că nu e terminat, o să fie cu lumini, cu chestii, diferite unghiuri, o să arate mai bine, probabil, dar... Foarte șmecher! Foarte, foarte șmecher! Asta a fost finalul, nu? Da, nu se mai întâmplă nimic. Ce părere aveți, băieți? V-a plăcut? Nu v-a plăcut? Bă, nu știu. Deci, nu știu exact care este contextul zonei aceea. Casei, să zic așa. Dar nu știu cine era fantoma, asta e chestia. Dar noi l-am protejat pe vecin înspre final. Oare ce s-a întâmplat? A murit vecinul? A dispărut? Nu mai era în casă, nici măcar n-a apărut în cutscene. L-am protejat de atâtea ori încât după aia a dispărut fantoma. Interesant. Și am ieșit din basement în viață.
Știți că basement-ul, din ce au spus developerii, în momentul în care se va lansa jocul, basement-ul va fi mult mai mare de atât decât a fost atunci în livestream-ul anterior pe care l-am făcut sau în versiunea anterioară a jocului. Nu știu, mi se pare ciudat că ne-au dat opțiunea asta, ne-au dat posibilitatea să vedem deja finalul jocului. Poate va avea mai multe finaluri jocul, poate este un bad ending, nu știm, dar cu siguranță este unul din finalurile jocului, adică finalele jocului. Nu știu, nu știu, a fost interesant. Sunt tare curios să vă citesc comentariile, să văd ce părere aveți voi. Mă cam bate româna în episodul acesta, nu știu de ce. Cred că e din cauza faptului că sunt puțin cam obosit, am venit de la școală și mă știam doar capul, dar ce să fac, cu română sau nu, noi am reușit să terminăm Hello Neighbor. Nici nu știu ce titlu să pun episodul acestea. În fine, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea noi când se va lansa oficial jocul. Probabil îl vom rejuca să vedem ce e nou și ce este vechi. Ne vedem data viitoare, pa, pa!